Bună ziua, Mihai Bălogan sunt. Sunt mândru să reprezint compania Date Inteligente. Timp de o lună am avut ocazia să trec într-o călătorie interesantă, cea de a încerca să devin director executiv al Biroului Național de Statistică. În această perioadă, practic, am lipsit de la companie, o companie care a fost gestionată cu succes de colega mea, Veronica Ateș, pe care vreau să o felicit și să-i mulțumesc pentru acest lucru. Am analizat tot ce se putea despre Biroul Național de Statistică, peste 1000 de pagini, am discutat cu zeci de persoane care m-au susținut. Și în final pot spun cu mândrie că am ocupat locul 2 la acest concurs din surse neoficiale. Și n-am decât să-i urez succes directorului desemnat, domnul Oleg Cara. Vreau să anunț că nu voi renunța la ajuta Biroul Național de Statistică și Statistica Republicii Moldova să se dezvolte. Dacă va fi nevoie, voi contribui și eu. Între timp, eu am revenit la compania Date Inteligente, o companie care s-a mai consolidat cu câțiva membri. Și voi prezenta tradiționalul barometru electoral, deja ediția de iulie 2020. Deoarece suntem în pandemie și reporterii și cameramanii nu pot fi prezenți la conferințele noastre de presă, noi vă îndemnăm să ne urmăriți și pe canalul de Telegram Date Inteligente. De asemenea, puteți să adresați întrebări prin SMS la numărul de pe ecran 06919 4064. Vă rugăm să indicați denumirea instituției, numele, prenumele și întrebarea propriu-zisă. Voi răspunde la toate întrebările la finalul prezentării. Prezentarea de astăzi face parte din două secțiuni. Primul modul este rezultatul studiului de tip expert, unde au participat 23 de experți ce reprezintă diferite partide politice și mulți care sunt analiști politici. De multe ori am fost întrebați cine sunt acești experți misterioși care participă la prezentările noastre, la studiile noastre. Cam jumătate dintre ei sunt politicieni, inclusiv lideri de partid, inclusiv deputați în Parlament, inclusiv alți activiști de partid, dar și persoane care fie sunt afiliate unui partid, fie sunt comentatori politici, fie sunt persoane care se documentează foarte mult în domeniul politic și opinia lor contează mult. Menționez că circa 3 sferturi din experții noștri participă cu regularitate, practic la toate edițiile din acest an, și câțiva participă ocazional. Avem și avem 3 experți noi în această ediție și un expert de reprezintă un anumit partid care o să-l vedeți care este. Modul în care au fost culese datele de la acești experți sunt două, prin CATE, adică prin intervievare la telefon și prin chestionare autocompletate, în dependență de disponibilitatea expertului. Perioada culegerii datelor a fost 23-26 iulie 2020. Noi admitem că răspunsurile experților pot fi influențate de viziunile lor politice, dar din rezultatele pe care le-am observat până în această ediție, inclusiv, în general, experții tind să fie destul de obiectivi și părerea lor este, în general, mai degrabă neutră. Haideți să vedem care sunt viziunile geopolitice ale experților. Dacă vorbim despre vectorii de dezvoltare a Republicii Moldova, aproape toți experții, probabil cu excepția unuia, sunt pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Cam jumătate de experți ar vedea unirea Republicii Moldova cu România. Un număr destul de mic de experți văd apropierea Moldovei de Federația Rusă ca o direcție prioritară de dezvoltare și destul de mulți consideră că e importantă consolidarea statalității Republicii Moldova. După cum vedeți și comparând cu studiile cantitative în rândul cetățenilor, experții sunt ceva mai pro-europeni și mai unioniști și mai puțin proruși decât în general cetățenii.
Asta se explică inclusiv prin faptul că nouă ne este mai complicat să găsim persoane relevante ce reprezintă partide de stânga, dar ele totuși sunt reprezentate poate într-un număr un pic mai mic decât în general. Deci, pe de-o parte, avem o diversitate destul de mare de experți, pe de-altă parte, e clar că ei sunt ceva mai pro-europeni și pro-unioniști. Vom vorbi despre alegerile prezidențiale și parlamentare. Menționez încă o dată că studiul în rândul experților, deci se face prin metodă expert, o singură iterație, aceleași întrebări se adresează tuturor experților și se analizează răspunsurile. Am inclus câteva întrebări care noi le-am analizat din punct de vedere calitativ, adică nu din punct de vedere a procentelor, dar a textelor. În opinia dumneavoastră, ce partide credeți că au șanse să acceadă în Parlamentul Republicii Moldova în cazul unor alegeri parlamentare anticipate, adică să depășească pragul electoral de 5%? În opinia mai mult de jumătate din experți, 5 partide ar putea accede în Parlament și este vorba de Partidul Socialiștilor și Partidul Acțiune și Solidaritate. Toți experții sunt de acord cu acest lucru. Aproape 70% cred că Partidul Popular Șor ar accede în Parlament și câte 65% consideră că Partidul Nostru și Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr ar accede în Parlament. Ceva mai puțini experți, 39% consideră că Partidul Democrat ar putea accede în Parlament, 30% consideră că Partidul Pro-Moldova ar putea accede în Parlament și mai puțini experți consideră că Partidul Unității Naționale, Formațiunea Pace, deci avem un reprezentant al acestei formațiuni printre experți, sau Mișcarea Unirea, deci câte un expert a spus că ar putea accede în Parlament. Dacă vorbim despre alegerile prezidențiale, am întrebat care ar fi top 3 candidați la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Este greșeală în titlu. De fapt, aici răspunsurile s-au împărțit în felul următor. Toți au menționat că Igor Dodon și Maia Sandu ar fi în top 3 și probabil la 3 ar fi cel mai probabil Renato Usatăi. Astfel au spus 47,8% din experți, aproape jumătate. 21,7% au spus că Andrei Năstase ar putea intra în top 3 și câte un expert l-au numit pe Octavian Țicu, pe Pavel Filip, Vladimir Voronin, Ion Ceban și persoana care va candida din partea formațiunii Pace. Deci la moment avem clar că sunt doi candidați pe care experții îi văd nu în top 3, dar îi văd chiar în turul 2. Și Renato Usatăi ar fi un candidat care ar putea lua locul 3 în cazul primului tur al alegerilor. Deja s-a spus oficial că din partea Partidului Acțiune și Solidaritate va candida la alegerile prezidențiale doamna Maia Sandu și cu ocazia dată a fost lansat un clip electoral sau, mă rog, un clip promoțional, să-l numim așa. Noi am rugat experții să vizioneze acest clip și să ne spună care sunt impresiile lor despre el. Clipul durează 1 minut și jumătate. Din considerente tehnice nu vă putem prezenta cu audio, vom arăta câteva secvențe video. Și anticipez că experții au avut 3 opinii, fie și-au exprimat o opinie pozitivă față de acest clip, fie o opinie negativă sau una neutră. Deci clipul arată cam așa. Voi lăsa câteva secunde, iarăși din cauza unor deficiențe tehnice nu putem să vă prezentăm cu audio. Dar menționăm că pe măsură ce alți candidați vor avea clipuri promoționale, le vom analiza și pe ele. La moment îl avem doar pe acesta. Bine, în total este 1 minut și jumătate. Pe pagina noastră de Telegram veți găsi clipul și pe pagina noastră de Facebook la fel. Să vedem interpretarea calitativă sociologică acestui clip. Prima categorie de experți au spus și au exprimat opinia pozitivă și voi cita. Deci, spotul video creează impresii pozitive, promovează valorile naționale și imaginea cetățenilor de rând preocupați de grijile zilnice. Maia Sandu se prezintă ca un candidat al poporului și face asocieri cu oamenii simpli.
De asemenea, unii experți au menționat că în video se sugerează clar ideea de coeziune a societății și de sensibilizare a electoratului. În contextul crizei politice și sociale, asemenea videoclip este considerat de mult așteptat și necesar pentru populația Republicii Moldova. Experții consideră că oamenii și-ar dori să vadă politicieni în rândul cetățenilor și să fie redusă discrepanța creată dintre clasa politică și cea a oamenilor de rând. Voi menționa două citate date de experți. Expertul 14, numărul expertului reprezintă ordinea în care a fost completat chestionarul. Și... impresionant. Mi-a plăcut că este concentrat pe oameni simple, nu pe imaginea unui politician. Expertul 10 s-a exprimat în limba rusă. Хороший pozitivный message. Нет агрессии. Мое мнение, контракандидат будет сложно бороться с претендентом, ассоциирующим себя с людьми труда, использующий схему «я – это ты». Avem o altă categorie, cea cu impact negativ. Spotul, ei consideră că spotul video este considerat manipulativ cu privire la sentimentele oamenilor și nu se pune accent pe candidatura Maia Sandu sau pe partidul politic PAS. Drept argument, unii experți consideră că acest video a fost publicat special în urma declarării Maia Sandu drept candidat din partea partidului la alegerile prezidențiale din acest an. De asemenea, a fost afirmat opinie, precum că videoul este realizat neprofesionist și standard pentru politicienii din Republica Moldova și reprezintă o copie ale altor spoturi electorale din trecut. Și aici avem trei opinii. Expertul 6 a spus că este un clip electoral obișnuit. Un neajuns este că persoanele care apar în cadru nu vorbesc direct în obiectiv. Expertul 19 a spus că clipul este comun pentru publicitatea electorală moldovenească, prea mioritic, nu-i combativ, de ce oamenii vorbesc cu voce de după cadru. Și expertul 15 a spus că este practic un copy-paste al unui spot electoral a domnului Serafim Urechean pentru AMNE din 2005 sau 2007. Noi n-am verificat dacă este așa sau nu, dar prezentăm citatele experților așa cum sunt ele. Vom continua cu niște actualități politice. Deci, recent, menționez că studiul s-a făcut la sfârșitul lunii iulie și deja Curtea Constituțională s-a pronunțat cu privire la imposibilitatea organizării alegerilor prezidențiale și parlamentare anticipate simultan. Și, de fapt, mai mult de jumătate de experți susțin decizia curții și doar 26% din experți sunt împotriva ei. Respectiv, experții sunt de acord că alegerile ar trebui să fie în date diferite. Referitor la soarta guvernului Chicu, ceva mai puțin de jumătate din experți consideră că acest guvern va activa doar până la alegerile prezidențiale, adică până în noiembrie 2020. 21% consideră că va fi demis în urma unei noi moțiuni de cenzură până la alegerile prezidențiale, câte 17% spun că va activa fie până la alegerile anticipate parlamentare ce pot avea loc la începutul anului 2021 sau că va activa până la încheierea mandatului actualului parlament. O altă întrebare unde am făcut o analiză calitativă a fost cea a deputatului Ștefan Gățcan. Deci noi l-am numit cazul Gățcan, ca să fie mai simplu. Și avem câteva abordări ale experților care și-au expus opinia despre cum a avut loc acest caz și ce ar însemna el. O categorie este încălcarea drepturilor omului sau a deputatului. Cazul Gățcan este considerat ca fiind un exemplu de încălcare a drepturilor omului și a legilor existente în Republica Moldova. Mulți experți au afirmat că acest lucru s-a manifestat prin demonstrația corupției, presiunilor la nivel moral, fizic și prin amenințări. Totuși, există opinie că această situație a fost rezultatul acțiunilor ilegale ale lui Ștefan Gățcan de a adera la unele grupări politice actuale. Și avem trei citate aici. Expertul 3 a afirmat că a fost răpit, bătut, amenințat cu răfuială împotriva familiei. Omul este prizonierul majorității parlamentare și moneta de schimb între două grupări. Expertul 12 afirmă că este un bun caz clasic de corupție politică și de încălcare drepturilor deputatului. Expertul 16 a spus că
domnul Gațcan a aderat prin corupere și a revenit prin presiune. Și avem alte categorii de răspunsuri, demonstrarea a manipulării politice. Mulți experți au afirmat că manipulările politice se manifestă prin demonstrația puterii și influență între grupările politice existente. Experții văd implicarea directă a două partide politice, Partidul Socialiștilor și Partidul Pro-Moldova, în manifestarea de presiune politică. În opinia experților, prin renunțarea la PSRM și aderarea la Pro-Moldova, Ștefan Gațcan a creat tensiuni mari pe arena politică, denigrând și promovând noi dispute în jurul imaginii PSRM. Experții consideră că aceste presiuni au avut drept obiectiv revenirea lui Gațcan în rândul deputaților PSRM și menținerea unui partid unit și dedicat principiilor sale. Și avem și aici trei citate. Expertul 15. O decizie luată sub presiune fără calcularea consecințelor. Consecințele ce au urmat după părăsirea fracțiunii PSRM au influențat asupra reîntoarcerii în rândurile deputaților guvernării. Expertul 3 afirmă, presiuni din partea PSRM și Pro-Moldova. Cele din partea PSRM s-au dovedit mai convingătoare, în ghilimele, la moment. Expert 4, exercițiul de putere din partea lui Dodon. Mai avem încă o întrebare calitativă. A avut loc asumarea răspunderii de către guvernul Chico asupra unui pachet de legi, după care a urmat o moțiune de cenzură împotriva guvernului Chico. Să le luăm pe rând. Deci, dacă în privința asumării răspunderii, unii experți consideră că asumarea răspunderii de către guvern în fața Parlamentului a pachetului de legi adoptate a fost o măsură justificată în contextul instabilităților politice actuale. Situația confuză creată în Parlament a determinat guvernul să beneficieze de dreptul constituțional de a adopta legi pentru a evita posibilele dezbateri în Parlament. Totuși, unii experți consideră că era nevoie de mai multe rectificări la pachetul de legi. Astfel, nu s-ar fi recurs la o reacție din partea opoziției, probabil reacție mai dură. Unii experți consideră că această decizie trebuia făcută prin intermediul Parlamentului. Și două exemple. Expertul 6 a spus, e dreptul constituțional al guvernului. Ea a fost inițiată în momentul în care nu mai era clar dacă în Parlament mai e o majoritate. Guvernul a dorit să evite dezbaterile speculative, pe de o parte, iar pe de alta nu a dorit să le permit celor din opoziție să propună amendamente pentru care nu există acoperire bugetară. Expertul 15 a adăugat că măsura a fost necesară în condițiile lipsei de timp și a unui Parlament inactiv, ce a devenit teren pentru ambiții personale și declarații populiste și electorale. Și mai avem a doua categorie de răspunsuri. Unii experți consideră că asumarea răspunderii de către guvern în fața Parlamentului a fost o tentativă de sfidare a Parlamentului și a avut la bază doar considerente electorale. Experții sunt de părere că principalul obiectiv al acestei acțiuni a fost promovarea intereselor electorale a conducerii actuale și excluderea opoziției din procesul de elaborare și aprobarea pachetelor de legi. Pe de altă parte, unii experți consideră această tentativă drept un atac nechipzuit la adresa Parlamentului. Și aici avem expert 19 care spune că este o acțiune populistă pentru a nu permite opoziției să voteze integral sau chiar să suplinească pachetul de măsuri asumate. Expertul 22 spune că este un atac asupra parlamentarismului și un exercițiu nenecesar. Și expert 17 spune că este o decizie strict politică în contextul alegerilor prezidențiale. Continuăm cu întrebări care au fost interpretate cantitativ. Referitor la moțiunea de cenzură, cei mai mulți experți, aproape toți, consideră că PSRM a avut de câștigat de pe urma faptul că această moțiune nu a trecut, nu a fost susținută de Parlament. De asemenea, foarte mulți, 61% din experți, consideră că Partidul Democrat a avut de câștigat de pe urma acestui exercițiu. Din celelalte partide de opoziție, se pare că platforma DA ar fi putut câștiga cel mai mult, așa consideră 22% din experți, Partidul Pro-Moldova 13%, cel mai puțin, probabil, a avut de câștigat Partidul Acțiunii și Solidaritate 9% și nimeni n-a numit Partidul Popular Șor, respectiv 0%. În ultimul timp s-a discutat despre o posibilă acordare distincției de stat Gloria Muncii doamnei ministru Viorica Dumbrăveanu.
Ne-am întrebat experții dacă este această decizie una oportună sau nu. 70% din experți spun că mai degrabă nu este o decizie oportună și doar 13% consideră că ar fi o decizie corectă. Am mai analizat calitativ situația cu privire la închiderea parcului Orhei Land și protestele care au urmat. Și aici avem câteva interpretări sociologice. În opinia experților, protestul reprezentanților partidului Șor față de închiderea parcului de distracție Orhei Land a fost necesar pentru a manifesta interesul și grija membrilor de partid față de riscul închiderii parcului, cât și riscul de a lipsi cetățenii de o zonă de agrement. De asemenea, un expert a afirmat că partidul Șor a avut tot dreptul să organizeze un protest pașnic. Și aici avem trei exemple de citate. Expertul 1 a spus că s-a realizat dreptul la protest. Expertul 6 a spus că este un protest firesc, pe care, dacă nu-l făceau, nu i-ar fi înțeles oamenii. Expertul 4 a spus că dacă parcurile în Chișinău nu au restricții, nu ar trebui să aibă restricții nici Orhei Land. Avem a doua categorie de răspunsuri. Deci unii experți consideră că organizarea acestor proteste a avut obiectiv politic și de provocare a opiniei publice. De asemenea, partidul și-ar fi propus atragerea mai multor susținători și manipularea pe subiectul închiderii parcului de distracție Orhei Land în favoarea imaginii partidului Șor. Și aici avem, de asemenea, trei citate. Expertul 2 spune că este o provocare la adresa opiniei publice. Expertul 20 spune că era de așteptat, poate să câștige pentru partidul ceva susținere din partea oamenilor, care nu cred că COVID este ceva real. Și expertul 13 spune că este o parte a procesului politic. Și avem a treia interpretare. În opinia altor experți, organizatorii acestor proteste au neglijat sănătatea protestatarilor. În contextul pandemiei, orice manifestare politică cu întrunirea mai multor persoane poate supune riscul atât participanții cât și organizatorii. Pe de altă parte, unii experți consideră că activitatea parcului de agrement, precum Orhei Land, ar fi necesar să fie suspendate pe tot parcursul stării de urgență de sănătate publică. Trei citate și aici, expert 14. În plină pandemie este justificată închiderea acestui parc. Expert 15. Irresponsabilitatea și un motiv nereușit pentru acțiuni politice ce pune în pericol o parte din societate. Expert 4. Dacă e pandemie, atunci să fie respectat. S-ar vedere respectate măsurile de protecție de toți și oriunde. După cum vedeți, noi am încercat să acoperim foarte multe subiecte care vizează diferite partide. O inovație în politica moldovenească este apariția aplicației mobile Andrei Năstase, care are ca scop promovare imaginii și comunicare cu politicianul Andrei Năstase. Am întrebat experții dacă și-au instalat această aplicație și observăm că 17%, deci câțiva experți chiar și-au instalat această aplicație, cei mai mulți nu și-au instalat-o, iar o parte din experți nici nu știau despre ea. Deci, în general, cam aproape 80% din experți cunoșteau despre aplicație și câțiva dintre ei au instalat-o. Și, mă rog, părerile experților s-au împărțit în trei. Unii consideră că este un instrument bun de comunicare cu alegătorii, alții consideră că această aplicație nu este utilă pentru utilizatori și a treia categorie, evident, sunt cei care nici nu știau despre aplicație, respectiv n-au nicio părere. Cei care care au părere pozitivă au spus, expert 1 este utilă pentru susținători, expert 15 nu am instalat, dar o voi instala. Este o metodă rapidă și comodă de a primi informație despre activitatea politicianului și a partidului ce reprezintă. Expert 18. Este foarte bună pentru informare despre activitatea platformei DA, a lui Andrei Năstase și emisiunile la care participă. Cei care nu văd utilitatea au venit cu următoarele argumente. Expert 6. E încă un pretext mai degrabă de ridiculizare decât de ridicare a ratingului lui Năstase. Expert 23. Avea șanse să se apropie de alegătorii platformei DA printr-o interacțiune mai personalizată. Și expertul 2. Nu va fi de nicio utilitate pentru candidat. Respectiv, cei care nu știau despre aplicație nu s-au expus.
Un alt tem în politică din Republica Moldova este veniturile care ar fi suficiente pentru un lider de partid și voi da exemplu concret a doamnei Maia Sandu, care a afirmat că dumneai supraviețuiește cu 5-6 mii de lei pe lună. Am întrebat experții cât ar trebui să fie venitul lunar a unui lider de partid pentru a-și asigura un trai decent, deci nu un trai luxos, dar decent. Am dat 5 categorii de venituri și, după cum vedeți, niciun expert n-a spus că veniturile ar trebui să fie sub 8.000 de lei. Câțiva experți au spus că veniturile ar trebui să fie între 8 și 12.000 de lei, adică ceva mai mult decât salariul mediu pe economie. Și câte 43-35% au spus că ar trebui să fie între 12 și 15.000, ceea ce deja ajunge până la 3 salarii medii pe economie, și tot 43% au spus că ar trebui să se depășească 25.000 de lei, ceea ce înseamnă peste 3 salarii medii pe economie. Câteva întrebări despre pandemie, întotdeauna includem și acest subiect. În opinia dumneavoastră, cât timp va fi necesar de menținut starea de urgență în sănătate publică? Menționez că perioada în care s-a colectat datele încă nu era anunțat faptul că se va prelungi. Deci la momentul intervievării, 26% au spus că starea de urgență trebuie menținută până la 31 iulie, așa cum era stabilit la momentul în care se colegeau datele. 17% erau pentru prelungirea cu o lună până pe 31 august. 13% au spus că până la sfârșitul anului 2020 și cei mai mulți au dat alte opinii care sunt foarte diverse, gen în funcție de evoluția pandemică, de evoluția dinamicii cazurilor, unii spun că nici nu trebuie prelungit, deci foarte multe motive diverse care le puteți analiza separat. Ca principiu, au fost întrebați experții dacă ei ar fi, dacă sunt de acord sau mai degrabă nu sunt de acord cu prelungirea stării de urgență, și aici părerile sunt perfect împărțite. Unii susțin prelungirea, alții sunt contra prelungirii. S-a discutat și despre subiectul grădinițelor, care afectează foarte mulți părinți și copii, de ce nu? Și am întrebat experții când ei consideră că ar fi mai oportun de deschis grădinițele. Răspunsurile au fost destul de diferite, începând cu imediat, care, deci câțiva experți, 22% au spus. La începutul lunii august, 30%, la începutul lunii septembrie, cei mai mulți, 39%, și câte un expert a spus că grădinițele ar trebui deschise fie la începutul lunii octombrie, fie la începutul lunii decembrie. Aici închei prezentarea rezultatelor studiilor în rândul experților și vom prezenta în continuare rezultatele studiului politic care s-a colectat în rândul unui șanteu național reprezentativ de 1214 respondenți. Este vorba de persoane adulte de 18 ani și peste. Sunt câteva persoane din regiunea Transnistreană, ceea ce se explică prin faptul că studiul a fost făcut la telefon și tradițional între 1,5-2% din eșantion sunt din Stânganistrul. Deci perioada colectării datelor a fost 14-26 iulie. Întrebările au fost incluse într-un studiu de tip Omnibus, metoda de colectare a datelor CATE la telefon. Eroarea maximă de șantionare este de plus-minus 2,8%. Numărul de localități reprezentate în eșantion, iar datorită faptului că facem studii la telefon, numărul de localități este foarte mare și acoperim toate raioanele și toate localitățile importante, chiar și localități foarte mici. Deci, în total, 379 de localități rurale și urbane. Avem structura eșantionului pe sexe, pe vârstă, pe etnie, pe mediu de reședință și menționez că datele au fost ponderate în dependență de structura reală a populației.
baza datelor Biroului Național de Statistică și ajustate la nivel de regiuni și mediu după estimările companiei date inteligente. Deci am menționat 1,7% din chestionare sunt în stânga Nistrului. Noi niciodată nu le excludem, deoarece ponderea lor este mică în eșantion și ele nu influențează semnificativ rezultatele finale. Iar dacă vorbim despre componenta electorală, oricum avem alegători din stânga Nistrului care votează în timpul alegerilor. Deci ne-am inclus doar câteva întrebări și vă prezentăm rezultatele la ele. În ce politician din Republica Moldova aveți cea mai mare încredere? Deci, o întrebare cu o singură variantă de răspuns, politicianul cu cea mai mare încredere. Igor Dodon, 19,4%, Maia Sandu, 15,2%, Renato Usatăi, 4,2% și Ilan Șor, pe locul 4,3%. Aici puteți vedea lista completă a răspunsurilor. Este o anumită luptă pentru locul 3 între Ilan Șor și Renato Usatăi. În sondajul precedent Ilan Șor era pe locul 3. Andrei Năstase este pe locul 5 cu 2,5% și el concurează cu Pavel Filip, care are 2,4%. Mai jos sunt premierul Ion Chicu cu 1,4%, care concurează cu Vladimir Voronin, care are 1,2%. Sub 1% sunt Dorin Chirtoacă cu 0,7%, Andrean Candu 0,6%, Octavian Țicu 0,6%, Ion Ceban, primarul de Chișinău, 0,5% și alți politicieni care în total au acumulat 1,1%. N-au încredere nimeni 35,4% din total și alte 10, aproape 11% n-au dat un răspuns. De menționat că față de sondajul precedent, rata din non-răspuns a scăzut un pic, nu cu mult. Deci avem mai multe răspunsuri determinate. Dacă ne uităm doar la partea cu deciși, Igor Dodon ar avea 36,1%, Maia Sandu 28,3%, Renato Usatăi 7,8%, Ilan Șor 7,3% și așa mai departe. Ordinea nu se schimbă, doar crește un pic magnitudinea procentelor. Următoarea întrebare. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pentru ce partid ați vota? Și avem următoarele rezultate. Pentru Partidul Socialiștilor ar vota 24,4%, pentru Partidul Acțiunii și Solidaritate 20,2%, pentru Partidul Popular Șor 5,6%, pentru Platforma Demnitate și Adevăr 3,6%, pentru Partidul Democrat 3,5%, pentru Partidul Nostru 3,2%, pentru Partidul Comuniștilor 1,8%, pentru alte partide sub 1%. Observăm că a apărut și formațiunea Pace, care nu este înregistrată încă oficial și nu a fost în lista de partide care le-a fost propuse respondenților, dar are 0,2%. Nu ar participa la alegeri aproape 10%, 20,6% nu știu cu cine ar vota și nu răspund 3,4%. Deci la întrebare cu partidele, rata de non-răspunsuri este chiar mai mică decât în cazul politicienilor. Dacă luăm partidele care ar accede în Parlament, ele ar fi 5, socialiștii, Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Popular Șor, Platforma DAS și Partidul Democrat de Moldova. Față de sondajul anterior, există o singură diferență. Atunci Partidul Nostru era al 5-lea partid și acum Partidul Democrat. Trebuie de menționat că în acest sondaj Partidul Nostru a obținut un procent aproape de 5, dar sub circa 4,7 sau 4,8%, respectiv, dacă ar fi rezultatele conform acestui sondaj, acest partid nu ar intra în Parlament. Și asta ar fi distribuția mandatelor de deputat, 43 pentru PSRM, 36 pentru PAS, 10 pentru Partidul Șor și câte 6 mandate pentru Platforma DAS și Partidul Democrat de Moldova.
Dacă luăm din răspunsurile cu deciși, avem Igor Dodon 37,8%, Maia Sandu 30,7%, Renato Usate 5,7% și Ilan Șor 5%. Și ultima întrebare, în cazul unui tur 2 disputat între Igor Dodon și Maia Sandu, 40,5% ar vota cu Igor Dodon, 34,3% ar vota cu Maia Sandu. Ceilalți s-au spus că fie, nu știu dacă ar veni la vot sau n-au dat un răspuns. Iar din deciși, 54,1% ar vota cu Igor Dodon și 45,9% ar vota cu Maia Sandu. Și aici prezentarea se încheie. Vă mulțumesc pentru atenție. În august vom reveni cu altă ediție a Barometrului Electoral. O zi bună!